Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Vineri a început prima competiție internațională de polo călare din România. David Popovici și Gheorghe Zamfir au fost doar câteva dintre surprizele concursului. Mulțumesc, eu sunt David, enot. Mă bucur să fiu aici, vă mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este o experiență complet nouă. Încă de când am fost invitat, m-am gândit ce ar trebui să spun, ce aș putea eu să spun pentru a le face oamenilor experiența mai plăcută. Gândindu-mă, mi-am dat seama ulterior că nu contează. Ce contează, în schimb, e că suntem aici împreună, aduși și uniți de sport. Făcând parte din lumea performanței, înțeleg foarte bine ce înseamnă munca și dedicarea către ceva, ceva care contează. Și tocmai de aceea respect și mă înclin în fața oamenilor care au făcut acest eveniment posibil, în special în fața sportivilor. Aș vrea să profit de ocazie să vă mulțumesc și vouă pentru perioadele în care m-ați susținut, timpul competițiilor mele, momentelor mele mai bune, mai grele, și să vă spun că acum este rândul meu să-i susțin pe sportivi, să fiu alături de ei. Vă mulțumesc și să ne distrăm! Sperăm să devină un sport popular. Asta a fost cumva și dorința noastră de a-l aduce în România, de a-l arăta publicului, de a simți competiția. După cum vedeți, jocul este foarte aproape de public. Toți oaspeții vor sta foarte aproape de joc, de terenul de joc. Și tocmai asta a fost dorința noastră, de a apropia publicul și de a fi pătrunși de frumusețea acestui joc. Competiția s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile și s-a încheiat cu anunțul câștigătorilor. The winners of the first arena, Cigarini Polo Club, the Maltese Falcon! Vorbește lumea la...